Mergem mai departe în această gală spectaculoasă la Dej, vă aduc aminte. Meciul 5-6 așadar. Al doilea super fight, așa cum prezintă frumoasa domnișoară din ring. Alin Răducu. Iată-l pe Alin Răducu. Cucerzan este din Blaj. Husuan Brother Kickboxing Gym din Blaj este clubul său. Antrenorul Dan Hususan. Iar clubul așadar, Hususan Brothers. 22 de ani pentru Cucerzan, care pare a se grăbi când vine spre ring. 5 meciuri, 2 victorii, 2 înfrângeri, un egal. Ăsta da, palmares echilibrat. Prezentarea celor doi, așa cum v-a obișnuit ring announcer. Sigur că sunt tot doi băieți la început de drum. Debutul lui Răducu. De cealaltă parte, Cucerzan a mai fost prezent la DigiSport în galele, cred că și Prometeu și Coloseu. Vă reamintesc, gala asta e la Dej și vede mulți sportivi din zonă încercând să facă primul pas spre afirmare. În puține momente va începe a șasea luptă, deci practic aici intrăm în cea de-a doua parte a unei gale în care am avut la start o piramidă la agreilor, a cărei final o vom vedea în penultimul meci în această gală, apoi câteva meciuri de box și au început super fight-urile aici. Judge, time, fight! Start așadar, Răducu pare a fi un pic peste Cucerzan, nu numai ca înălțime, dar și ca greutate, cred, vom vedea, să, cine lovește mai puternic, asta e mai una important. Răducu se apropie cu grijă de adversar, încercând să evite loviturile acestuia. Bună dreapta și apoi o încercare de lovitură de genunchi, Cucerzan iese cu bine de aici. Încă o dreaptă aruncată bine de Răducu, care blochează apoi lovitura joasă de picior adversarului.
încă o stângă cu brațul din față, luptă bine răducul și apoi dreapta, atenție, a intrat, au intrat ambele lovituri. Cerzar încearcă să se apropie de adversar, să provoace o luptă de aproape, dar și aceste lovituri de picior joase îl ajută. Bun blocajul cu Cerzar, cu brațul drept acolo. Alunecă răducul. Fight! Încearcă acolo cu Cerzan să lovească cu genunchiul, iată o dreaptă un pic cam largă, poziție ciudată de gardă, cu Cerzan cu brațele foarte jos, poate fi o țintă simplă dacă răducul pune viteză pe execuție. Break. Bună dreapta aruncată bine cu Cerzan. Break. Am impresia că se alunecă un pic cam mult prin ring. Break. Arbitrul îi desparte pe cei doi. Răducu își pregătește cam mult atacul. O dreaptă, o stângă, dar nu prea și-a atins ținta. Cu Cerzan se agață practic de el. Impresia că am obosit cu Cerzan și meciul de-abia a început. Iată-l din nou, își prinde adversarul, evitând lovitura cei drept, cu o scădere de nivel, dar apoi agățându-se un pic inestetic de el. A dat și-l drumul la o dreaptă. Timid, aș spune, încercarea. Nu ai bună lovitura de picior. Cu Cerzan cred că se bazează pe ea. O dreaptă excelentă cu Cerzan. Se clatină, atenție, întoarce spatele adversarului și scapă de numărătoare. Fight. Încearcă răducul să profite de acest avantaj, dar cu Cerzan se agață în continuare de el. Ratează stânga, acolo răducul. Iată, seria vine de bea acum cu un pic de întârziere, dar își nimerește ținta. Pe final însă cu Cerzan alunecă și cred că nici acum nu va fi numărat. Se închide prima repriză cu avantaj clar de partea lui Alin Răducu, cel pe care îl vedem aici. Revedem cele mai importante evenimente din prima repriză. The fighters in center of the ring. The fighters in center of the ring. The next round. Time. Fight! Răducu încearcă să forțeze. Cu Cerzan mai proaspăt pe începutul de repriză. Are și el contrele pregătite. Dar tot această încleștare se termină un pic rapid de fiecare dată. Bună, dreapta asta repetată, aruncată de răducu și o stângă și își atinge ținta. Din nou s-au dat acel break, probabil cel mai des cuvânt folosit de arbitru în lupta asta. Cu Cezan e departe de țintă, încearcă să lovească și el, dar am impresia că e surprins de lovituri puternice. Încă pare stăpân pe situație, încă e acolo în luptă, ba chiar lovește și el, iată, răducu un pic obosit după seria asta lungă. Încetul cu încetul își pierd ambii din luciditate, așa că meciul se poate termina oricând printr-o lovitură de knockout. Fight.
Stop! Stop! Dacă lupta merge în această direcție cu Cerzan, are și el șanse ridicate, pentru că, iată, Răduc a început să cadă pe lovitură și dacă își pierde din siguranță, din defensivă, atunci lucrurile se pot schimba. Sigur că, iată, loviturile sunt de ambele părți, cu Cerzan, Răducu, unul după altul lovesc cei doi, ia să vedem. Vine numărătoarea. N-a mai rezistat cu Cerzan și a scos și proteza, încercând să prelungească momentul, dar cred că nu mai duce. E gata. Nu, e ten de mult. E over de când a început numărătoarea, cu Cerzan a renunțat practic la luptă după seria asta. Tocmai când Răducu aveam impresia că începuse și el să obosească și lucrurile păreau că se mai pot echilibra. Dar până la urmă, seria asta de lovituri a pus capăt chinului. Ia să vedem. Pentru că uite, cu Cerzan n-a luat aici lovitură. Aici nu e vreo lovitură. Acuză ceva mai vechi, mai dinainte de ultimii pumni. În fine, decizia apoi merge spre altă luptă, dar trecând evident, așa cum v-am obișnuit, prin publicitate, dar după decizie, atenție. Sigur, nu avem emoții. Aici ar putea să nu mai intre ringă, n-au să nici să anunțe de afară. Nu înțeleg de ce mai stau atât de mult timp să ceară ce. Până la urmă este un knockout și nebătând numărătoarea cu Cerzan, e clară decizia. Și iată, debut excelent pentru Alin Răducu. Prima victorie obținută de el în fața lui Paul Cucerzan. Câștigă Răducu, publicitate. Vă așteptăm în continuare.